În prima rundă, jucătorii nu trebuie niciun caz să dea ochii cu Emma. Dacă va vedea pe cineva mișcându-se, acela iasă instantaneu din joc. Hei, ce crezi că faci? Nu-i cinstit! Pe Emma nu-i interesează dacă e cinstit sau nu. Runda continuă. Aveți grijă sau vă așteaptă aceeași soartă ca pe Andy. Mary, ia-ți adio. Nu, nu permit să mă scoți așa ușor din joc. Oricum câștig. De data aceasta aveți noroc. Ați supraviețuit. A mai rămas puțin? Oare vor ajunge cu toții până la final? Ah! Mâna mea a trecut. Am câștigat, deci. Emma nu consideră asta. Lily, ciao, ciao. Iar toți ceilalți, bine ați venit în a doua rundă! Aveți 3 minute să decupați figurina necesară din furset. Și timpul deja se scurge. Trebuie să câștig. Mary, îți amintești că ți-am făcut o promisiune? Ține asta! Nu trebuie, te implor! Stai! E timpul să te întorci acasă. Ce? Uimitor! Trebuie să avem grijă! Cred că mai bine o fac cu dinții decât cu acul. E timpul să ne luăm la revedere, Zec! Trebuie să câștig! A mai rămas doar puțin! Ura! Am reușit! Și eu! Bravo nouă! Vă bucurați înainte de vreme! Și eu trec mai departe! Și credeți-mă, nu vă las să câștigați! Suzy, Ted și Bella, ușa spre a treia rundă vă e deschisă! De data aceasta trebuie să mâncați un munte de gogoși în 3 minute! De cel care nu se va descurca, ne vom lua la revedere! Timpul vostru se scurge! Un munte de gogoși? Dar asta îmi va afecta silueta! Deși pentru premiu sunt gata pentru orice! Gogoșile sunt delicioase, apropo! Delicioase și uscate! Mi s-a uscat gâtul! Cum să înghit mai departe? Cred că va fi mai bine dacă le voi îndesa în mine! Poate nu trebuie! E neplăcut! Slabilor! Nici măcar cu gogoșile nu vă puteți descurca! Ted avea dreptate! Sunt oribil de uscate! Exact! Mi-a venit o idee! Ca să mănânc gogoșile mai repede, trebuie să le transform într-o masă omogenă! Uimitor! Grozavă idee! Eu am o idee și mai grozavă! Surplusul îl pot da altcuiva, de exemplu lui Ted! Ciudat! Doar ce mâncasem gogoașa asta! Și pe asta! De unde au apărut atâtea? Fie-vă milă! Nu vreau să pierd, dar nu mai încape în mine! Uf, am reușit! A fost delicios! De acord, și mie mi-a plăcut! Timpul vostru s-a scurs! Cum a fost prânzul? V-au plăcut gogoșile? Ați reușit să le mâncați? Se pare că doar Ted a întâmpinat greutăți! Număr până la 3. Dacă nu le mesteci, ieși din joc. 1, 2, gata! Oh, no! Voi! Bietul Ted! Ura! Un concurent mai puțin! Suzy, baftă! Poți câștiga! Luați-vă rămas bun de la Ted! Fetelor, vă așteaptă runda următoare! Așadar, în ultima rundă avem confruntarea dintre numărul 1 și 199. Voi închide ochii, iar voi va trebui să vă ascundeți într-una dintre cutii. 1,
2, 3, la o parte! Cea mai mare cutie va fi a mea! Poftim, e a mea! Nu am timp de ceartă, timpul să ne ascundem! Monica, am zis că asta e cutia mea, așa că te rog să ieși! Și eu unde să mă ascund acum? Son of a biscuit eater! Celelalte cutii nu-mi plac deloc! 100! Cine nu-i gata, îl iau cu lopata! Și mă va ajuta la asta? Niște sos iute arzător! E așa de iute încât poate îngăuri podeaua! Ups! Vecinilor, scuze! Nu voiam să vă distrug tavanul! Casey, Casey! Doar nu în mine! Trebuie să câștig! Sunt convins că cineva se ascunde în cutia din mijloc! Ieși! Pe cine am găsit? Oh my God! Ce coșmar! Miroase ars! Bingo! Ciudat! Nu-i nimeni aici! Ce mă va ajuta să găsesc fetele acum? iPhone! Ador modalitatea asta! De obicei, toți ies la iveală! Alo? Cine este? Vai! Mă scuzați, vă rog! Am greșit numărul! Mă scuzați! Uf, mai că nu m-au concediat! Ciudat! Unde mi-a dispărut telefonul? Poate a rămas în cutia Emei? De unde mai e un telefon aici? Firar! Monica l-a uitat când am gonit-o din cutie! Sigur nu l-a dat pe mut! Și chiar nu-l dădusem pe mut! De unde se aude muzica? Văd! Am găsit! Închide-te, telefon stupid! Uf, sper că nu a observat! Bună, Emma! E timpul să-ți iei rămas bun! A fost plăcut să ne jucăm cu tine! A mai rămas doar Monica! Felicitări pentru victorie! Acum mai rămâne doar să-ți înmânezi premiul! Ești gata să primești toți banii pe care i-ai câștigat? Atunci prinde! Ura! Sunt bogată! E grozav! Și asta nu e tot! Mai am un sac de bani pentru tine! Prinde! Un sac? Aaaa! Se pare că Monica nu se aștepta la un premiu așa imens! N-am decât să rămân cu banii! Săraca Monica! A trecut printre atâtea, iar acum a devenit o lipie! Dar banii sunt ai mei! Abonează-te la Multidufan ca să nu ratezi următoarele fascinante, originale și haioase provocări! Va fi grozav! Pe curând!